Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Secretarul general al guvernului a fost achitat astăzi definitiv în dosarul în care era cercetat pentru fapte de corupție. Tony Greblă era acuzat că ar fi primit o mită de 100.000 de euro sub formă de investiții în ferma lui Destruți. Pe de altă parte, judecătorii l-au condamnat astăzi pe Remus Truică la 4 ani de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Regale Băneasa și a pădurii Snagov. În același dosar, Paul Filip al României a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Salvatorii au reușit să ajungă la cei doi pasageri ai avionului ușor care s-a prăbușit dimineață în Harghita. Cei doi sunt conștienți și au comunicat în limba engleză cu salvatorii de la Smurd, fiind cetățeni străini. Sindicaliștii de la Metrorex trag un semnal de alarmă și recunosc că de la începutul anului au fost înregistrate 39 de defecțiuni la metrourile vechi de 40 de ani și 42 la garniturile noi. Liderul Ion Rădoi spune că probleme au fost și la softul metrourilor cumpărate în ultimii ani. Un avion de pasageri din India a aterizat astăzi de urgență pe un aeroport din Londra în urma unei amenințări cu bombă. Avionul a fost escortat de avioane britanice de vânătoare în momentul aterizării. Aeronava decolase din Mumbai și avea ca destinație Statele Unite. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.